Pompierii vor organiza o amplă acțiune de supraveghere în noaptea de înviere, în vederea evitării oricăror evenimente neprevăzute care pot duce la pierderi semnificative. Recomandăm atât cetățenilor cât și preoticilor să manifeste prudență în folosirea focului deschis, să păstreze preoții căile de evacuare deschise, ușile să fie deschise pe timpul slujbelor. Premergător Sfintei Sărbători a Învierii Domnului, Inspecția de Prevenire, împreună cu echipaje din cadrul subunităților de pompieri, desfășoară controle, activități preventive și acțiuni de recunoaștere la lăcașuri de cult și ansamblul mănăstirești pentru a asigura reducerea riscului de incendiu la această categorie de obiective. Până la acest moment au fost verificate 6 lăcașuri de cult, iar în vizorul pompierilor, în noaptea de înviere, sunt mănăstirile Brâncoveni, Călui, Clocociov, catedralele din Slatina și Caracal, dar și biserica din incinta cimitirului Strehareț. Se verifică dacă sunt respectate prevederile în ceea ce privește lucrul cu focul deschis, în ceea ce privește asigurarea mijloacelor de primă intervenție, dar și păstrarea căilor de evacuare deblocate. Pentru a preveni orice fel de incident, jandarmii vor fi prezenți la datorie. În perioada sărbătorilor pascale, peste 150 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandar Județean Olt vor acționa zilnic la nivelul județului Olt pentru asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică, pază și protecție instituțională și pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. Și pentru a avea un Paște fără incidente, trebuie să respectăm recomandările oamenilor legii.